Doamna Elena Udrea, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră de a veni la noi la PS News. Am structurat interviul de astăzi pe patru paliere. Evident, o să începem cu actualitatea politică, e ceea ce ne frământă pe toți și o să vă întreb în primă fază cum vedeți trimiterea în judecată a premierului Victor Ponta, cum credeți că se poate conduce un guvern cu aceste probleme pe cap, să spunem așa, și cum credeți că se poate, eu știu, păstra în continuare relația dintre premierul trimis în judecată și partidul care îl susține, RECTE PSD, cu ajungerea la conducerea PSD-ului a lui Liviu Dragnea. Primul, vă mulțumesc pentru invitație și da, actualitatea politică se schimbă la noi de la o zi la alta. Ce a fost ieri știre, azi deja nu mai contează. Problema lui Victor Ponta cu dosarul trimis în instanță, cred că este mai degrabă o problemă de imagine și nu neapărat una de fond și mai cred că a dat naștere unui bun pretext de a fi de a-i se pune în discuție susținerea chiar în interiorul coaliției din care face parte, coaliției de guvernare. Chiar dacă am avut un vot în care cei care sunt alături de premierul Ponta în cabinet, mă refer și la UNPR și la partidul Tăriceanu, au spus ieri că susțin guvernul logic și că nu dau sprijin moțiunii, cu toate acestea, tot timpul există motiv să discutăm, îl mai susține sau nu PSD-ul pe Victor Ponta din cauza dosarului pe care are. Motiv pentru care a și pierdut de altfel președinția partidului, zic eu, mai importantă decât președinția cabinetului. Dacă ne uităm strict, eu cred că el poate guverna, dacă ar fi un prim-ministru bun, ar putea să guverneze chiar fiind trimis în judecată. Problema lui este că nu reușește să rezolve niște lucruri la care ne-am aștepta să fie rezolvate, cum ar fi, spuneam chiar astăzi, absorpția fondurilor europene, de care România are de mare nevoie, nu reușește să aibă o poziție tranșantă și în folosul României în problema refugiaților, iarăși de actualitate. Deci cred că mai degrabă el nu poate, n-a reușit să fie un bun prim-ministru. Asta cred că este mai grav, pentru că problema de imagine și dosare în instanță are și domnul Claus Iohannis. Da, Faptul că ceea ce acordă privește. Constituția imunitate nu înseamnă că nu are o problemă de imagine. Dar totuși, în ceea ce privește percepția din exterior asupra României, cu un premier trimis în judecată, nu influențează totuși Nu-mi dau această seama. într-un Aș sau vrea să altul? văd un exemplu în care este concret influențat, pentru că, pe de altă parte, să știți că am avut ocazia să discut cu reprezentanții ai presei străine. În perioada aceasta, oamenii se uită destul de curioși la ce se întâmplă în România cu dosarele penale, pentru că atrage atenția când pui sub acuzare prim-ministru, când vorbim de președinte cu dosare în instanță și cu probleme care ar putea fi la terminarea mandatului, ar putea să se transforme într-un dosar penal clar. Când vorbim de foști miniștri și așa mai departe, începe lumea să devină curioasă și să uită cu atenție ce se întâmplă. Să știți că nu întotdeauna se înțeleg lucrurile acestea cum credem noi că se înțeleg în afară. Multă lume nu înțelege ce se întâmplă în România. Deci, nu știu, aș da un exemplu concret. Când faptul că prim-ministru este trimis în judecată a adus prejudicii de imagine României. Până acum nu am avut o astfel de situație, posibil să existe. Deci, pe scurt, faptul că Victor Ponta are un dosar penal în instanță, a ajuns în această situație, da, i-a șubrezit foarte mult poziția. Însă este o problemă de imagine, de competența lui ca prim-ministru. Cu poziția asta șubrejită, PNL-ul ieri a depus o moțiune, ieri, luni de fapt, a depus o moțiune de cenzură. Ce șanse vedeți în eventualitatea unei posibile alianțe, date așa pe surse, între Liviu Dragnea, PNL-ul, repet, și poate cu girul președintelui Iohannis? Sau ce șanse dați real acestei moțiuni în sensul înlăturării lui Victor Ponta de la guvern? Eu voi vota moțiunea de cenzură. Am spus că este o moțiune incredibil de slabă. Nu m-am așteptat să văd o foaie cu mai degrabă cu text de opinie de jurnalist decât moțiunea cenzură a partidului prezidențial. I-am spus ori sunt leneși și n-au vrut să scrie ceva serios, ori nici ei nu cred că această moțiune va trece. Nu va trece, nu cred că va trece moțiunea, eu voi vota-o. Probabil că vor vota, mă aștept să voteze cei care au inițiat-o, însă coaliția la guvernare este
solidă, pentru că ne așteaptă, urmează un an electoral. PSD nu e un partid care să dea guvernarea înainte de alegeri. Deci nu cred că riscă ei să piardă guvernul, iar efortul PNL este extrem de firav. Această moțiune mi se pare că arată că și opoziția o fac de formă. Nu poți să epuizezi șansa unei moțiuni cu moțiunea pe care au scris-o ei. Că există o singură moțiune pe sesiune. Deci dacă asta e moțiunea pe care ei au scris-o sesiunea aceasta, mă gândesc că nu vor să ajungă la guvernare. Înțeleg. Despre UDMR, mai poate juca el rolul partidului Balama, să-i spunem, ca în ultimii ani, sau vine din urmă domnul Gabriel Oprea și partidul său? Clar, cu 50 și ceva de parlamentari, în mod evident, rolul UDMR-ului a luat UNPR-ul. N-aș zice neapărat că este rău, pentru că 25 de ani rolul acesta al UDMR a făcut ca tot timpul un partid pe criterii etnice, ceea ce este inadmisibil în Europa, să aibă tot timpul o poziție privilegiată și aproape tot timpul la guvernare. Deci faptul că există un partid ca UNPR care joacă rolul partidului Balama, eu zic că este o schimbare bună în politica românească. Da, va conta și cum va vota UDMR-ul. Cum e cu PMP-ul? Ce viitor politic are? Cum îl mai vedeți? Alipirea de Traian Băsescu este încă o șansă pentru partid? Și dacă se poate, numiți-mi pe lângă dumneavoastră și Traian Băsescu 3-4 lideri puternici în PMP care să aibă forța să dea notorietate partidului, să-l crească și să-l facă să conteze cumva în viitoarele alegeri. Mișcarea Populară a fost un partid de personalitate, de lider, clar, dar în același timp un partid, spre deosebire de UNPR, care e un partid de parlamentari luați de peste tot, a fost un partid care și-a propus să aibă propriul electorat și a și reușit. La 3 luni de când se înființase oficial, a luat 6,14% la europarlamentare și cu mine candidat 5,2% la prezidențiale. Dar are nevoie în mod cert de o locomotivă care, așa, pentru că este foarte folosit acest cuvânt, are nevoie de un lider cu notorietate foarte mare, cu imagine, pentru că e un partid la început de drum și dacă își propune să intre în Parlament în 2016, va avea nevoie de un astfel de lider. Dacă Traian Băsescu se va înscrie în Partidul Mișcarea Populară, cu siguranță că partidul acesta va avea posibilitatea să crească, să aducă electorat. Traian Băsescu are în continuare electorat, se vede din toate sondajele pe care apar public, mai ales pe fondul unei prestații slabe a actualului președinte. Postul președinte e de departe cel mai bun om politic, deci cred că... Și dincolo de dânsul, încă două, trei nume din partid? Eugen Tomac este liderul partidului, Gelu Vișan, pe care îl știm cu toții, face politică de 20 ceva de ani. Așa sunt colegi foarte mulți. N-aș vrea să ocolesc pe cineva. Pe de altă parte, Radu Cristescu, care de asemenea este un lider cunoscut. Dar, știți, pe de altă parte, partidul acesta a vrut să aducă oameni noi în politică. Sunt foarte mulți lideri din teritoriu, oameni foarte buni, care sunt oameni noi și care și-ar dori ei să schimbe politica română. S-a încercat până acum vreo afiliere a PMP-ului, vreo fuziune, cum au fost zvonurile din ultima vreme, inclusiv legate de o discuție cu Gabriel Oprea și UNPR-ul? Nu cred. N-a existat o astfel. Nu cred. Eu nu mai sunt, mi-am dat demisia din PMP, dar sigur e partidul în care am investit Sunteți efort. Sunteți informată și ceea ce privește în ultimii doi ani, un an și ceva, dar din câte știu nu a avut loc o discuție cu UNPR, au loc discuții cu partide care sunt de asemenea de centru-dreapta. Putem vorbi despre un blestem al conducerii PMP-ului? Ați fost dumneavoastră, aveți mai multe dosare penale. Da. A fost Eugen Tomac, a fost chemat la parchetul general, dosar penal. În eventualitatea scenariului de care vorbeați cu Traian Băsescu, nici Traian Băsescu nu este străin de datul cu subsemnatul pe la parchete. De-aia vă zic, putem vorbi de un blestem al șefiei PMP? Păi putem vorbi de un blestem al șefiei PSD. A fost Victor Ponta, are dosar penal. Acum e domnul Dragnea condamnat în prima instanță.
Și probabil că și la PNL, încă nu, încă nu la PNL, în mod ciudat, încă nu, dar cu siguranță că se va întâmpla și la PNL, ca șefii PNL-ului să aibă dosare penale. Deci, este o etapă în care orice politician din România, dacă nu are încă dosar penal, este posibil să aibă, sau aproape orice politician, ca să nu aud critici pe aceea, este posibil să aibă, după 26 de ani de politică, este greu să găsești un politician căruia să nu ai motiv să-i faci un dosar penal, dar nu cred că lucrul acesta e de natură să influențeze major parcursul unui partid. Ca dovadă, dau dovadă cel mai mare partid din România, PSD. L-au schimbat pe Victor Ponta pentru că avea dosar penal și l-au pus interimar pe Dragnea, care chiar e condamnat în prima instanță și văd că partidul, uitați, e la guvernare și rezistă. PMP, un partid nou, a fost această experiență. Cu mine m-am retras tocmai pentru că nu vreau să amestec situația mea cu partidul. Dar dacă ei vor reuși să răspundă așteptărilor unui electorat obișnuit cu mesajele lui Traian Băsescu, dacă vor reuși să răspundă la așteptările acelui electorat, eu cred că partidul acesta va avea succes. O ultimă întrebare și ieșim din viața politică. Să facem așa un scenariu. Viața sau guvernului după Victor Ponta. Presupunem că această moțiune sau sub o formă sau alta, o demisie, Victor Ponta pleacă. Cum vedeți viitorul guvern cu Gabriel Oprea, cu o altă alianță, cu alipirea venită din partea lui Dragnea către liberali, cu Iohannis arbitru, care scenariu credeți că e plauzibil? Primul rând, cred că domnul Iohannis nu-i prea pasă cine este la guvernare. Este modelul de președinte care e preocupat doar de Paharul Cotroceni și administrația pe care o conduce și de rolul lui de președinte, nu de cine s-a aflat la guvernare. A lucrat cu Victor Ponta, poate să lucreze cu cineva din PNL, până la urmă nici dânsul nu este un penalist cu tradiție. Doi, dacă PSD, dacă Victor Ponta va avea guvernare, nu cred că guvernul va fi dat totului PSD-ist. De aceea PSD-ul se va bate să-l țină pe Victor Ponta la guvernare. Nu pentru Victor Ponta, ci pentru a menține în an electoral a avea pârghiile pe care ți le oferă guvernarea. Nu cred nici că ar fi de acord PSD să îi dea guvernul domnului Gabriel Oprea, deși între două variante, dacă chiar Victor Ponta ar decide să plece și să lase baltă guvernarea, probabil că între varianta guvern PNL sau guvern condus de Gabriel Oprea, PSD a fost un guvern condus de Gabriel Oprea, însă nu cred că s-ar putea da guvernul, dacă eu Claus Iohannis s-ar da altcuiva guvernul decât partidului care l-a dus la Cotroceni. Da. Ne mutăm un pic în sfera justiției penalului, cum ne place nouă să spunem. Cum vedeți din exterior, cel puțin, arestarea primarului general al Capitalei? În seria arestărilor din ultima perioadă, faptul că și primarul general are o problemă penală nu mă surprinde, nu mă surprinde nimic legat de persoanele care sau personajele care ajung în vizorul justiției. Ce cred eu că nu este, nu ajută la nimic și că afectează actul de justiție, dar și imaginea justiției până la urmă. Chiar dacă pare inițial, chiar dacă am putea fi tentat să spunem că dimpotrivă ajută imaginea justiției, este acest abuz de arestare preventivă, această practică arestării preventive pe care o exersăm de vreo 9 luni de zile sau, mă rog, de vreun an de zile, care a făcut ca oameni importanți, vorbesc politicieni și oameni de afaceri, înainte să fie găsiți vinovați, la simplele acuzații care li se aduc, ajung în pușcărie, își pierd funcțiile, își pierd imaginea, își pierd afacerea, dacă vorbim de oameni de afaceri, și după aceea, desigur, ajung să fie judecați, probabil că unii vor fi găsiți nevinovați. Deci, faptul că domnul Oprescu are probleme cu legea nu mă miră. Faptul că este în schimb în arest preventiv, cred că nu ajută nimănui. Acum, ca să fiu avocatul diavolului, procurorii v-ar spune, da, dar măsura asta preventivă are rolul ei În ce sens? în sensul ținerii departe a celui
arestat de potențialii denunțători, potențialii martori pe care ar putea să-i influențeze. În cazul Sorin Oprescu, cel puțin din ceea ce am putut noi să vedem în dosarul ăsta, înțeleg că domnia sa chiar a încercat să ia legătura cu unul din denunțători, să schimbe scenariul în sensul spunerii că e vorba de un mit. Este un mit. În primul rând că poate să ia legătura cu oricine. Există avocați, există familie care poate prin care se poate lua legătura și din pușcărie. În al doilea rând, există alte măsuri preventive care se pot dispune în așa fel încât să fie împiedicat Sorin Oprescu să ia legătura cu diverse persoane fără să stea omul în arest preventiv. Vă dau exemplu controlul judiciar, în care se poate prevedea interdicția de a lua legătura cu anumite persoane. Există arestul la domiciliu. România este o țară care, țara cu cele mai suprapopulate aresturi și pușcării din Europa. În condițiile acestea, Consiliul Europei, prin Comitetul de Miniștri, a făcut o serie de recomandări țărilor care sunt în această situație și România, v-am spus, de prima, cu cele mai aglomerate pușcării, nu mai sunt condițiile din România, care sunt condiții de Africa, așa cum l-a constatat Comitetul împotriva torturii în vizita pe care a făcut-o acum un an în România. Bun, deci s-au recomandat, printre alte măsuri care se ducă la depopularea pușcărilor, inclusiv găsirea de soluții alternative la arestul preventiv, pentru că oamenii după ce stau în arest preventiv, cazul meu, după ce am stat în arest preventiv 70 de zile sau 65 de zile, 7 zile am stat în pușcărie. Destul că pușcările sunt aglomerate cu cei condamnați. Când mai duci și arestați preventiv acolo, nu faci decât să crești gradul de suprapopulare. În condiția aceasta se recomandă măsuri alternative, cum ar fi arestul la domiciliu, controlul judiciar. Deci se pot aplica alte măsuri decât arestul preventiv. Deci credeți că politicienii n-au făcut nimic în ceea ce privește condițiile din arest preventiv și din penitenciare atâția ani până când n-au ajuns mulți dintre ei să experimenteze? Păi dar încă nu fac nimic. Mai vedeți pe altcineva în afară de mine că mai vorbește despre asta? În primul rând că politicienii rare ori fac ceva bun. În al doilea rând că sunt extrem de ipocriți. Și nu vorbesc despre asta pentru că opinia publică este nefavorabilă celor care ajung în pușcărie. Vreau să spun că în pușcărie ajung tot felul de oameni, nu numai politicieni și nu numai oameni de afaceri importanți. Ajung și cetățeni simpli, mulți ajung din greșeală și după ce ies de acolo își dau seama ce înseamnă abuzul când se întâmplă împotriva lor. Deci oamenii ar trebui să fie foarte atenți, pentru că în orice moment se poate întâmpla dintr-o greșeală, dintr-o întâmplare, să ajungă acolo. Doi, nu putem avea o mentalitate de ev mediu, să spunem că cei care ajung în închisori și în aresturi trebuie să moară acolo. Pentru că, eu spuneam odată, dacă asta este mentalitatea noastră, de ce nu găsim metode mai ușoare? Adică să-i omorâm înainte să-i băgăm acolo sau să-i schinguim, dacă satisfacția noastră este să-i schinguim pe oamenii care eventual chiar greșesc. Nu mai spun că arestul preventiv este dispus împotriva unor oameni care nu-ți găsiți încă vinovați. Bun, deci politicienii, după ce ajung acolo, cei mai mulți pleacă, deși își propun să schimbe lucrurile, să pleacă și nu mai vor să-și amintească perioada aceea, sub nicio formă. Discutam cu conducerea arestului și le spuneam că nu vine să cred și că îmi pare rău că niciodată m-a preocupat situația arestului și pușcărilor din România, dar că după ce voi ieși, mă voi ocupa de asta, ce spuneau că foarte puțin, probabil că nu mă cred, pentru că de regulă toți cei care au trecut acolo, politicieni importanți sau oameni care puteau influența ceva, au zis că vor face și au plecat și nici măcar nu au vrut să-și mai amintească perioada respectivă. Deci, din acest motiv, pentru că sunt ipocriți și pentru că nu sunt în stare să facă lucruri care vizează în general societatea, cu atât mai puțin s-ar preocupa de o problemă care e de o nișă, de o anume nișă. Revenind foarte pe scurt la București, unde cunoașteți foarte bine situația, ați fost șefă la PDL București o bună bucată de vreme. În 2008, ironia sorții, doi dintre candidații PDL-ului au pierdut la mustață primăriile. Mă refer la Vasile Blaga pentru primăria Capitalei și mă refer la Răzvan Murgeanu pentru sectorul 1. Cei care au câștigat și care au ocupat locurile respective, amândoi au astăzi probleme penale. Credeți că cu garnitura PDL-ului lucrurile ar fi stat altfel, s-ar fi schimbat ceva, ar fi mers mai bine lucrurile pentru bucureșteni? Pentru bucureșteni cred că da. Eu am spus permanent că domnul Oprescu nu este un primar bun. Dânsul și astăzi are o imagine foarte bună, dar dacă ne uităm la realizările ca primar, vedem că ele lipsesc.
Dar asta este. Filmul bate viața, este invers aici. Imaginea bate realitatea. Deci, cred că o administrație care să fi continuat la București, care să fi continuat ceea ce a făcut Traian Băsescu și Adrian Vidanu, cu toate lucrurile care se spun despre Adrian Vidanu, a fost un primar bun, nu mai spun de Traian Băsescu, dacă s-ar fi continuat acele proiecte, eu sunt convinsă și modul de a dezvolta București, eu sunt convinsă că ar fi fost mai bine pentru București. Cât privește problemele penale, nu cred că se schimbă altceva. Ceea ce privește dosarele dumneavoastră, sunt în acele dosare mai mulți denunțători. Ați făcut un recensământ al lor? De ce credeți că tot au fost atât de mulți oameni care v-au fost apropiați într-o perioadă a vieții dumneavoastră și care acum spun aceste lucruri este despre rar, care nu sunt mai mulți denunțători. Sunt niște declarații, este foarte interesant. Justiția funcționează cu țintă în acest moment. Deci s-a schimbat viziunea asupra justiției în ultimul an, și anume, sunt căutate personaje relevante, poliții sau oameni de afaceri, și împotriva acelora se încearcă să construi un dosar. În momentul în care, în cazul meu vorbesc, în momentul în care niște oameni care au lucrat, fie în subordinea mea, fie au fost în apropierea mea, au fost dovediți că au luat șpagă, au sfârșit în a recunoaște, greu. Deci întâi au negat, au sfârșit în a recunoaște, dar au spus: am luat, dar nu pentru noi, pentru șefa, pentru mai sus, pentru Renaudel. De-aia eu odată într-o ședință de judecată am întrebat retoric, eu ce ar trebui să fac? Să spun, da, am luat și eu, dar pentru mai sus? În ideea că în felul ăsta ies din pușcărie? Deci nu există denunțuri, sau nu sunt, există un singur denunț împotriva mea. Dar și acela, făcut în condițiile în care persoana respectivă a fost dovedită cu acte că a luat șpagă sub forma unui contract de consultanță și a spus, da, am luat, dar de fapt i-am dus toți banii Elenei Udrea. Nu mai zic că la confruntare a căzut teoria asta. Deci asta este dosarul meu. Iar acuzația, celebra acuzație cu geanta, cu 900.000 de euro, fostul secretar general timp de 8 declarații spune că nu îl cunoaște pe cel care a dat banii, că nu știe firma, că pe măsură ce era pus în fața probelor, în a noua declarație, deci în a opta, penultima, spune, nu am luat niciodată bani, în a noua ce, ba da, i-am luat, de am dus Elenei Udrea. Când, cum, pe urmă se face o confruntare și de acolo reiese că el însuși spune, nici n-am deschis geanta, nu știu dacă erau bani, nu mai contează. Deci astea sunt acuzațiile care mie mi s-au dus pentru care am stat în pușcărie. Și nu sunt singurele, nu e singura situație. În foarte multe cazuri, pentru că s-au vizat anumite persoane, cei din de dedesubt, care nu sunt mize. Ce miză este directorul din nu știu care instituție? Nu? Dar șeful instituției este miză. Cei care sunt prinși că au săvârșit anumite fapte penale și puși în fața situației de a fi arestați, este suficient să spună, da, recunosc că am luat banii, de-am dat șefului, ca ei să scape și șeful să fie arestat. Ceea ce nu este în regulă. Nu. Oamenii aceștia, eu sunt convinsă că mulți vor fi declarați nevinovați. Înțeleg că n-ați făcut-o, dar dumneavoastră pe perioada arestului preventiv sau ulterior, vi s-a sugerat să faceți vreun denunț, să dați pe cineva? Aba da, tot timpul mi s-a sugerat să spun ceva de Traian Băsescu. Adică lumea își imaginează că așa funcționează lucrurile. Ca să scapi, spui și tu de cineva de deasupra ta. Adică cine, la ce se te aștepți de Elena Udrea? Să spună ceva de Traian Băsescu, nu? Unu, că n-aș fi avut ce să spun, și doi, că eu cred că perioada asta va trece și societatea va rămâne împărțită în lichele și în oameni decenți, cu caracter. Deci nu cred că vom rămâne tot timpul așa amestecați. Nu poți să te apuci să spui niște lucruri despre un om, să minți doar ca să scapi tu. Asta este ceea ce eu cred. Sigur, acum avem o perioadă în care trebuie să dăm exemple că cei care au puterea răspund și în fața legii. Da, de eu cred că trebuie să răspundă fața legii cu probe, pe cazuri dovedite. Iar arestarea asta preventivă n-a făcut decât să sperie pe toată lumea. Ca să nu ajungi în arestul preventiv, într-adevăr, este îngrozitor. Dar ca să nu ajungi acolo, oamenii sunt în stare să spună orice, să facă orice, mult justifică, au copii acasă, au... îi sperie atât de tare perspectiva arestării preventive, încât sunt dispuși să afirme orice doar ca să scape de asta. Eu cred că această perioadă va trece, vom intra într-o normalitate în care justiția se facă
cu probe, să se facă cu, respectând drepturile celui acuzat de a-și proba nevinovăția și, așa cum spuneam, cei care au dovedit în această perioadă lipsă de caracter, că sunt gata să mintă, să-și vândă și membrii familiei, cred că aceștia vor rămâne un fel de paria în societate. Apropo de banii către partid, maestre, cum mă finanțați PDL Bucureștiu în perioada respectivă? Acum, doar cu cotizațiile? Nu trebuie să fac un autodenunț. Dar eu tot spun de în afară de mine, care mă finanțam absolut legal și respectând legea, în afară de mine, toată clasa politică și toți cei care au condus partide și toți cei care au candidat și toți cei care, chiar și cei care au candidat pe liste, toată lumea în 26 de ani s-a finanțat la fel. Adică din donații, sponsorizări, cotizații, dar și din bani care ajung la partid fără ca ei să fie înregistrați. Și am să vă spun de ce, pentru că oamenii de afaceri care finanțează partidele nu vor să riște, să piardă partidul pe care l-au finanțat, să se știe și cei care ajung la putere să se îndrepte împotriva lor. Și atunci, de regulă, ei finanțează pe toată lumea, dar nu vor să se știe că au dat bani la partid. Iar banii aceia intră la negru, în visteria unui partid. Deci, în afară de mine, unde, da, când am condus eu un partid, totul a fost exact cum spune legea, în rest așa se întâmplă lucrurile. Cu toți ceilalți care au făcut politică în timp de 2006. Și în perioada aia la PDL București se refuzau banii la negru care veneau de la oamenii de afaceri. La PDL București am condus eu, nu veneau bani la negru. Am înțeles. Dar în rest, în toate partidele, tot timpul. Citarea dumneavoastră ca martor în dosarul Alina Bica a surprins multă lume. Ce credeți că aștepta Alina Bica de la dumneavoastră citându-vă ca martor? Nu știu. Să spuneți lucruri frumoase despre dânsa sau... Nu știu dacă, nu știu nici în ce dosar, dar dacă instanța va aproba să mă duc, evident că mă voi duce. Nu știți. Haideți să trecem la partea mai mondenă, să spunem așa, a interviului. Da, mă rog, dincolo de politică și de penal. În primul rând... Ce mai e în țară dincolo de politică și de penal astăzi? Mai este mondenul care e căutat, mai este partea de media și v-aș întreba, da, cum vedeți relația dintre mediul politic și mediul de afaceri. Și cum vedeți la fel relația dintre politic și media? Foarte mulți politicieni au avut interese în mass media, au finanțat media. Este o realitate că nu poți cere presei să fie independentă câtă vreme și finanțarea presei stă sub același semn ca finanțarea partidelor politice. Și aici sunt foarte mulți bani la negru, banii care vin într-o campanie și m-am săturat de această minciună și această ipocrizie că nu ne finanțăm în politică așa cum spun eu de 26 de ani. Dar o parte din acești bani se duc în pixuri, geci, umbrele, ulei, făină și ajung la cetățeanul care votează. Și cetățeanul care primește trebuie să știe că ce primește în campanie, lasă că este ilegal să primească, ilegal să dai, este ilegal să și primești. Dar totul se cumpără din bani negri pentru că nu aduce candidatul din salariul lui bani pentru toate acele cadouri. Doi, o mare parte din acei bani ajung în presă. Și de asemenea ajung o mare parte la negru, pentru că nici partidul nu poate justifica de unde duce la o televiziune, la un site sau la un ziar sute de mii de euro. Deci toți acești bani circulă de fapt și în presă, și în clasa politică și ajung și la cetățeni, banii care merg la un partid politic. E nevoie de o lege a presei, de o lege finanțare a presei, care să creeze facilități fiscale pentru presă, în așa fel încât să nu mai depindă, presa să nu mai depindă de resursele sau să nu mai aibă în spate interese financiare oculte. Câte vreme în spatele unei instituții de presă va sta, nu știu, un om de afaceri care are interese politice, interese economice, presa nu va fi independentă și nu va sluji nici într-un caz scopului său de a informa corect societatea. Deci eu cred că este nevoie de o lege care să sprijine presa și care se referă la finanțarea presei. Pe de altă parte, relația politicului cu mediul de afaceri este altă minciună a societății în ultimii 20 ceva de ani. Dacă nu transparentizăm această relație, dacă vom continua să prefacem că nu există o relație ocultă între mediul de afaceri și clasa politică,
atunci nu ne vom vindeca niciodată. Ne vom minți. Când va mai fi prins unul, vom spune numai acolo se întâmplă, în rest nu. În schimb, societatea va fi tot timpul bolnavă. Poate o lege a lobby-ului făcută mai aplicat, absolut, mai bine. Absolut. Și vă dau un exemplu. Ambasadori care ne dau lecții de democrație și de stat de drept în România. Ambasadori. Eu nu știu, ambasador al României și permiteți de lecții în vreo țară. Vin la pachet cu oameni de afaceri. Vin la pachet în biroul ministrului cu oameni de afaceri din țările lor sau din alte țări. Și le promovează business-urile. Și avem exemple concrete, dosare penale în care lucrul acesta este povestit de miniștri acuzați penal. Și lucrul acesta se numește lobby și nu răspund pentru asta. Eu cred că dacă vrem să facem lucrurile transparent și societatea să câștige, nu să piardă din relația aceasta, sau da, relația politică, mediul de afaceri, dar nu numai, să câștige din afacerile care se dezvoltă într-o țară. Trebuie să se întâmple la vedere și să fie impozitate. Cred că ar trebui să existe și o lege a lobby-ului. Am înțeles. În ultima vreme, după ce ați scăpat, să zicem așa, de măsura, de diverse măsura arestului la domiciliu și cealaltă, nu mai spun, ați apărut mult mai des în tabloide. Da, am văzut. Păreți o persoană oarecum lipsită de griji, vara ați fost ca orice om, v-ați distrat la mare, ba mai mult presa a sugerat că trăiți o dragoste adolescentină, să-i spunem așa. Cum merge această imagine prezentată de tabloide cu imaginea veche a Elenei Udrea de om politic, ministru, adică în sensul că vă face bine, vă dăunează proiectelor de viitor? Nu, eu nu mi-explic de unde această apetență a tabloidului pentru Elena Udrea. Nu sunt singura femeie din politică care are o relație. Sunt o femeie divorțată de 2 ani de zile sau care a avut o relație. Da, bun. Nu sunt singurul politician care merge la mare. Nu sunt singurul politic care se duce la o aniversare. Și cu toate acestea, există o apetență pe care eu greu mi-o pot explica sau nu mi-o explic pentru a o prezenta pe Elena Udrea în presa tabloidă. Mă gândesc că e vorba de rating. Orice subiect. Mă uitam zilele, nu știu, când m-a sunat mama și mi-a spus că a fost un subiect legat de vrăjitoare, vrăji și, nu știu, ghicitoare. Da? Evident că era și despre Elena Udrea. Fac o paranteză. Niciodată în viața mea, niciodată, și ăsta e un principiu la mine, în viața mea nici măcar la astrolog nu m-am dus. Pentru că eu sunt de principiu că ceea ce ți-ai scris în viață se întâmplă oricum, n-ai de ce nici să vrei să afli înainte. Bun. Dar orice este tabloid, orice este de cancan, trebuie să fie legat de Elena Udrea. Eu aș ruga presa tabloidă să mă evite. În afară de faptul că am o viață și o viață privată, care nu e cu nimic, nici mai spectaculoasă, nici mai decât a celorlalți politice, nu fac nimic care să mă facă să merit atâta atenție din partea lor. Deci nu, da, nu mi-este confortabil, nu aș vrea să mă pozeze toată ziua, nu aș vrea să fiu dată toată ziua în aceste ziare. Cum să fac, spătuiți-mi? În ceea ce privește relația cu Traian Băsescu. Traian Băsescu a fost, să-i spunem, un promotor al multor femei în politică. Ioara Mantale, Roberta Anastase, Anca Boagiu, Cristina Barbu, Monica Macovei, Monica Iacobriții și multe altele. Totuși, dintre toate acestea, numai dumneavoastră v-a dat, să spunem așa, un cec în alb încă de la primele probleme penale. Spus că în femeia aceasta am încredere, în nevinovăția ei și așa mai departe. De ce în alte cazuri, să spunem, Monica Riții, că e celălalt care îmi vine la de mână acum, nu a fost la fel de ferm în ceea ce privește a-i lua apărarea? Nu știu de ce în cazul Monica Riții a optat la tine. Pot să spun că sunt convinsă că în cazul meu a făcut-o pentru că Traian Băsescu știe exact ce fel de om sunt. Cariera mea politică și prestația mea și activitatea mea în fruntea partidului de candidat nu are niciun secret față de Traian Băsescu. Traian Băsescu știe că n-aș fi luat niciodată bani. Niciodată nu aș fi luat bani. Asta este motivul pentru care m-a susținut și de asemenea știe foarte multe alte lucruri pe care i-am spus președintele lui. Și i-am spus de mult. Lucruri pe care le vedeam, despre care auzeam, știți că fiind ca un electron liber, așa, eu nu eram ținută într-un birou, cum era președintele, mult mai restrânsă posibilitatea de a umbla prin
Eu mă puteam întâlni cu colegi din politică, cu oameni din justiție, cu oameni de afaceri. Și auzeam foarte multe lucruri. I-am spus foarte multe lucruri care s-au adeverit acum și pe care atunci nu le-a crezut. Și probabil cu atât mai mult are încredere că ceea ce spun este adevărat și că, pe de o parte, nu am făcut lucrurile de care am fost acuzat și, pe de altă parte, ceea ce mi s-a întâmplat mie a avut un anume motiv. Și ultima parte, o parte fulger vă propun. Vă voi citi o listă de nume și o să vă rog la fiecare să caracterizați prin două, trei cuvinte. Atribute, relații, ce simțiți despre fiecare dintre acele nume. Două, trei cuvinte, foarte, foarte rapid. Traian Băsescu. Genial. Politician genial. Sebastian Ghiță. Orientat, foarte bine orientat și conectat la diverse servicii. Vasile Blaga. Rezistent. Klaus Iohannis. Superficial. Ion Cristoiu. Admirabil. Și am lăsat doamnele la final, deși poate nu era bine. Alina Bica. Puternică. Elena Băsescu. Hotărâtă. Și Ana Maria Topolicianu. Păcat. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Elena Udrea. Vă mai așteptăm cu drag în studio PS News.